Ramona e cu noi la telefon. Da. Bună dimineața, Ramona. Bună dimineața. Vezi caracterul ubicu al acestei emisiuni? Ramona în platou, Ramona și la telefon. Ramona e peste tot. Bună dimineața. Neața. Suntem de la Neața, am sunat să spunem tradiționalul La mulți ani și tradiționalul Sârna. Mulțumesc, mulțumesc. Chiar ai așteptat telefonul ăsta? Da, l-am așteptat de ceva ani buni. De la liceu. Ce listă de înscriere aici, ca la vaccin. Bun. Ne scriu fetele la liceu și noi le sunăm când sunt măritate și au doi copii. Asta e mersul lucrurilor. Noi... povestea vieții voastre. Așa se dau și granturile în perioada asta, să știți. Că deja se dau? Hotărească. Să stai într-un loc pentru că nu prea ai semnal, da. Și nu te-am auzit. Acum repetă ce ai spus. Am zis că păcate trebuie să așteptăm cam mult să se hotărească bărbații ăștia să ne sune, să ne zic că la mulți ani. A, da, exact. Am început să dăm din casă. Viață, câți ani faci? Câți ani? 26. 26. Cam da. Mine. Și asta a fost cu direcție către un anume Zevzec sau... Nu. Asta cu bărbații care se hotărăsc. Se simte cine trebuie. E, dar se simte oare sau... Da. Să sperăm că e așa de matinal, să vadă. Ok. Și dacă nu... Și lui îi place muntele și mersul pe jos? Văd că îți place mersul pe jos? Da, și lui îi place. Ok. Dar nu-i place să dea telefoane, văd că. N-a sunat până acum? Nu, din păcate încă n-a sunat. Vă dați seama... S-a greșit. Prietene. O ai grea, unchiule, azi. Cum ai vrea, dacă ar fi într-o lume perfectă, cum ai vrea să se prezinte astăzi Zevzecu? Direct cu inelul, oare? Mamă! Acum ai înțeles de ce n-a sunat până la urmă? Bine, acum fie vorba între noi, ai grijă și ce-ți dorești. Da. Și mi-am dorit la 25 treaba asta. De ce te temi, nu... Da, nu scap. Da, exact. De cât timp sunteți împreună? De câteva luni. Hai, forțăm omul. Lasă-l și pe... Cum a zic și eu, viața e scurtă. Păi e, da, nici inelul nu o lungește. Pare mai lungă cu inelul, dar nu e. E maxim mai scumpă. E foarte bine ce zice ea. Deci în ce oraș ești, te întreba Răzvan? Poftim? În ce oraș ești? În Cluj. Cum e vremea la voi? Urât fric deocamdată, dar sperăm să fie mai frumos. A, păi doar nu o să dea inelul pe ploaie. Că da, e... da. Ai zis că primăvara asta mă iei de nevastă. Pe asta e primăvara. Asta e primăvara. Și când aveți gata metrou azi. Am înțeles. Cu ce te ocupi? Contabil, în economie lucrez. A zis Bianca, astăzi... Da. Voi ăștia care umblați cu banii, ci că aveți un bus de, pe latura dragostei. Deci tot se aranjează așa. Toate se așează. Bine, dacă stăm să calculăm că ești gemeni. Alo. Nu-i bun, nu-i bine și te cere un răspuns. Da. El ce zodie este? Vărsător. Dar gemenii funcționează cu vărsătorii. Da. Ci că da. Ce ne place și meritați. E iureș. Da. Bun, ai vreun plan pentru astăzi? Nu, astăzi, din păcate, sunt la muncă, dar în weekend recuperez, mă duc la munte. Cu cine? Păi dacă dă inel, dacă dă cu el, dacă nu. Un grup de prieteni sau în doi sau în unu? Păi da, auzi că e funcție de azi. Avem un grup de prieteni cu care mergem. Ok. Da. Gata, am înțeles. Cu care mergem. Intră și am aranjat ca să avem și oameni care să filmeze. Să rău. Dacă nu uita cum la televizor, îți dai seama, dar deja a ajuns la Horezu. S-a dus puternic. O ia spre graniță. Ramona, te pupăm să-ți meargă bine toate astăzi și să ne vedem cu bine. Piesa asta e pentru tine și numai pentru tine. La mulți ani. Sărna.